sale, punct. Da. Mă bucur că pot să ajut echipa asta să, să demonstrăm că nu merităm locul pe care suntem acum, că să, să mulțumim acest public din Ploiești. Cred că asta e ce mai mult contează. Ce înseamnă această victorie? După 5 luni de... Demonstrează doar că de la meci la meci arătăm mult mai bine. Vrem să demonstrăm, încă o dată spun, că nu merităm locul pe care ne aflăm. Nu mai contează acum decât să ne vedem jocul nostru, să adunăm cât mai multe puncte. Am bătut azi una dintre cele mai bune echipe din play-out. Avem 5 meciuri acasă din 8. Depinde doar de noi să schimbăm pe ultima 100 de metri. Luarea roșie a caschetei cât a contat? Da, am vrut să-mi schimb casca pentru a, nu știu, să uni cele trei culori a tricolorului. Cred că îmi plac foarte mult, îmi place mult steagul nostru și de asta am schimbat casca. Fratele tău, locuind în Liverpool, ți-a povestit ce a fost după în oraș? Vai, incredibil. A zis că când ai terminat munca, la muncă n-a fost numai doar străini, englezii aveau liber și a zis că în centru a fost o nebunie de nedeschis, puburile erau pline și de suporteri al Dortmund și al Liverpool, o atmosferă incredibilă. Sper să, adică cu siguranță să ajung și eu să mai văd un meci acolo pe Anfield, pare incredibil. Dacă nu era cea eliminare de statura de nu știu, părerea mea e că nu știu, am observat că jucăm mult mai bine sau avem mult mai mult curaj când nu mai avem ce pierde, când avem un om eliminat sau începem cu 1-0. Tocmai atunci avem mai mult curaj. Atmosfera de aici cum ți se pare? Atmosfera e una frumoasă. Petrolul întotdeauna a avut suporteri frumoși și mă bucur că Petrolul încă există și eu chiar m-aș bucura ca Petrolul să se alveze de la retrogradare. Știam de Petrolul că e o echipă care pune probleme, i-am urmărit în ultimele etape de când a venit Jerry, o echipă care joacă foarte sus, face pressing și ne așteptam să ne pună ceva probleme, însă, repet, am venit să luăm 3 puncte și nu am reușit. Din păcate, încă o dată am rămas în 10 oameni. Chiar discutam acum în vestiar și spuneam că nu mai știm cum e să jucăm 11 la 11. Foarte multe cartonașe roșii am primit în acest campionat și chiar în ultima perioadă. Se joacă încă locul 7, dar se joacă în același timp și retrogradarea. Deci rămâneți în continuare cu gândul spre Europa? Noi, fără discuție, rămânem cu gândul spre Europa. Am făcut un obiectiv din asta și ne dorim să ocupăm acel loc 7 care duce în cupele europene. Sperăm să continuăm cu victorie împotriva Botoșanului, să avem șanse reale la șapte. Cât vă ajută această victorie? Foarte mult, practic, e o gură de aer mare pe care o luăm. Acum sunt 6 puncte, sperăm să rămână tot la fel până la următoarea etapă și să reușim să marcăm încet, pentru că echipa asta nu merită să meargă în Liga 2.